Salutare, salutare, sunt Mădălin și vă urez bine ați venit la un nou episod de pe PC Garage Ro. Invitatul review-ului de astăzi este un laptop de la producătorul Dell, sub denumirea sa Inspiron 7000. Un laptop excelent din punct de vedere al design-ului, cu o tastatură mai mult decât confortabilă, un touchpad foarte, foarte mare, un display de 15.6 cu o rezoluție de tip Full HD și nu în ultimul rând cu touchscreen. Acest laptop vine cu sistem de operare Windows 8, dar detalii tehnice un pic mai aprofundate, cât și ce porturi avem disponibile pe laturile laptopului nostru, le vom vedea în cele ce urmează. Dell Inspiron 7000 are un display de 15.6 inci, ce suportă o rezoluție de tip Full HD, adică 1920x1080, cum spuneam un pic mai devreme. Iluminarea este de tip LED backlight și beneficiază, bineînțeles, și de touchscreen. Procesorul este un Intel Core i7-4500U din familia Haswell, un procesor de tip low voltage ce rulează la o frecvență de 1,8 GHz cu un spor, adică turbo boost, de până la 3 GHz. Procesorul grafic integrat este de tip HD4400, iar în cazul în care aveți nevoie de un spor de performanță grafică, veți fi ajutați fără doar și poate de placa video dedicată Nvidia GeForce GT750M cu memorie de 2 GB dedicat. Este de specificat faptul că basul acestei plăci video este pe 128 de biți. Memoria RAM instalată în Inspiron 7000 este de 8 GB DDR3 la 1600 de MHz. Din punct de vedere al spațiului de stocare, aici beneficiem de un hard disk de 1 TB ce rulează la 5400 de rotații pe minut. Din punct de vedere al conectivității, Dell Inspiron 7000 beneficiază de o placă de rețea de tip LAN ce suportă viteze de 10 și 100 de mega și o placă de rețea wireless ale cărei standarde sunt AGN. Înainte de a trece la porturile disponibile pe laturile laptopului nostru, este de menționat faptul că în partea superioară a display-ului avem o cameră HD, iar în partea inferioară un microfon. Porturile disponibile pe laturile Dell Inspiron 7000 sunt după cum urmează. Avem 3 porturi USB, un port RJ45 pentru conexiunea la internet prin intermediul cablului, un port HDMI, un cititor de carduri și nu în ultimul rând, un port combo pentru microfon și căști. Bateria este de tip litiu-ion și are 4 celule, iar autonomia acesteia, precum spun producătorii, este undeva între 3 ore și jumătate și 5 ore. Înainte de a vedea rezultatele celor câtorva teste pe care le-am rulat pe Dell Inspiron 7000, este de menționat faptul că acest model și în genere toată gama Dell Inspiron 7000 vine cu Windows 8, un Office în variantă trial și nu în ultimul rând, softul care ne-a dat nouă bătăi mari de cap în ceea ce înseamnă testarea acestui produs, un antivirus de la McAfee. Acestea fiind spuse, iată rezultatele testelor ce vă sunt prezentate vouă prin intermediul următoarelor screenshot-uri. Un laptop cu un design excelent, o autonomie a bateriei mai mult decât ok, o tastatură confortabilă, chiar foarte confortabilă, un touchpad foarte mare, display-ul are culori vii, contrast și tot ce vă doriți, ca un televizor normal, aș spune eu din punctul meu de vedere, după ce l-am testat și am stat cu ochii în el la propriu aproximativ 3 zile. Acestea fiind spuse, trebuie să dăm și o notă. După cum bine ați văzut, temperaturile sunt un pic cam ridicate, dar nu vă faceți grijă. În partea în care îl folosiți cel mai mult, în partea de jos, între în partea stângă și în partea dreaptă, temperaturile sunt mai mult decât ok. În cazul în care vă deranjează temperatura de pe spatele laptopului, nu este foarte mare și nu se simte, puteți să optați pentru un cooling pad, pentru un cooler, ce să-l montați pe partea inferioară a laptopului.
testele sunt evidente, frame rate-ul, FPS-urile, mai bine zis, sunt mai mult decât ok. Eu personal, notebook-ului Dell Inspiron 7000, îi dau un 9 cu plus din 10. Acesta a fost video review-ul dedicat Dell Inspiron 7000. Eu sunt Modelin, până la următorul episod, vă doresc toate cele bune!